S-a îmbrăcat într-o rochiță superbă. Inițial se îmbrăcase niște bluzi și un top și mă miram de ce așa, adică chiar nu îmi doream să se îmbrace așa, dar acum s-a schimbat, este într-o rochiță superbă, a ajutat-o și Cătălina să-și întindă părul la spate. Nu, cred că încă nu se simte foarte bine, pentru că vorbește foarte încet. Și Cătălina avea nevoie de ceva, i-a spus Maria că o să-i lase pe pat sau în primul sertar și îi spunea Cătălinei să nu-și facă griji, că are suficient timp încât să organizeze totul. Tot așa, cu sufletul către cei apropiați din casă, acolo cumva, ea chiar este un om special, sincer acum. Și eu chiar cred că ar putea să fie o relație pentru totdeauna, pentru că Maria are un suflet foarte bun. Și atunci n-ai cum să nu faci o casă, să nu faci casă bună. Mă bucur foarte mult pentru ei. Sper din suflet să nu aibă decât o singură apariție la capricii și apoi să-i lase să plece.